Eu apreciez sentimentul de solidaritate care se manifestă puternic în întreaga Europa. Pentru că este singurul sentiment și singura poziție necesară în asemenea momente. Să facem front comun împotriva forțelor oarbe, teroriste, întunecate, care aduc în societate și discordie și stare de încordare nenecesară. Trebuie să fim să depășim asemenea momente și asta numai printr-o solidaritate umană activă o putem face. Toată lumea e conștientă de acest pericol comun, nimeni nu-i ferit de așa ceva și trebuie să tragem învățăminte, să folosim experiența și altora și să fim pregătiți pentru a curma din fașe orice fel de asemenea încercări. Că uneori s-au cam jucat cu valurile acestea de imigranți. Sigur, pe de o parte e un fenomen social, oameni în mizerie care caută locuri mai bune de viață și de muncă. Dar iată, cu ei se strecoră și asemenea indivizi.